Stimați colegi, onorați membri ai comisiei, stimată doamnă pretendentă, domnule conducător științific, avem astăzi un eveniment special, este vorba de susținerea tezei de doctor dezvoltarea competențelor de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiei cloud, specialitatea 15202, didactica școlară, pe trepte și discipline de învățământ. Autor, Popovici Ilona, conducător științific, Braicov Andrei, doctor conferențiar. Teza a fost elaborată în școala doctorală a științei educației Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. A trecut toate etapele care sunt stipulate în regulament. Și, iată, a venit ziua când trebuie să facem bilanțul. Înainte de a-i oferi cuvântul doamnei Ilona Popovici, o să rog pe doamna secretară Maria Fariu, doctor conferențiar, să vină cu informații referitor la îndeplinirea cerințelor vis-a-vis de susținerea de astăzi. Mulțumesc, doamne, mulțumesc membrii comisiei, stimați referenți. Ordinul de aprobare a Comisiei de Valoare Susținere de Teze de Doctorat aprobat de doamna rector, numărul 39 din 28 februarie 2024, conform acestui ordin l-am împlinit astăzi și vom examina teza doamnei Popovici. Doamna Popovici a studiat doctorat în perioada 31 noiembrie 2016 până 2021, de 4 ani, prudență redusă, ordinul matricular numărul 391 din 31.10.2016. Conducătorul științific a fost aprobat prin ordinul 392 din 31.10.2016 cu următoarea formulare a temei. Dezvoltarea competențelor de comunicare prin utilizarea tehnologiei vocală. Această temă ulterior a fost redactată prin ordinul 281 secund din 18.7.2023 în formularea de astăzi, dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. Programul de doctorat pe care l-a urmat doamna Popovici a întâlnit în total 140 de credite, a îndeplinit totalmente programul de doctorat, deci a susținut examenele și referatele necesare la toate modulele, având note de 8-10. Proiectele pe care le-a prezentat la fiecare semestru, așa cum a fost conform programului și că am primit toate datele necesare. La tema tezei, dumneavoastră a publicat 32 de lucrări, dintre care 6 articole în reviste științifice și categorie BSC, inclus în Registrul Național al Reviselor, și 26 articole publicate în materialul conferințelor naționale și internaționale, din țară și dacă îți vorbim despre procedura de susținere internă a tezei, atunci teza a fost examinată prin sistemul de antiplagiat la 12 februarie 2024 cu rezultatele coeficientul de similitudine 1,74 și coeficientul de similitudine 2,1,39. În ședința comisiei din 27 septembrie 2023 a fost examinată teza în cadrul comisiei de urmare, în care la această ședință a fost prezent și membrii Catedrei Informatice și Tehnologii Informaționale și decizia ședinței respective a fost de recomanda susținerea tezei în cadrul Comisiei de Susținere Publică cu obiecție de rigoare de care doamna Popovici a ținut cont și a făcut redactările necesare. De asemenea, în cadrul ședinței seminarului Catedrei Informatice și Tehnologii Informaționale în 29.10.2023 a mai fost examinată pe dată teza după toate redactările și la această ședință, iarăși, decizia a fost de recomandat spre susținere în cadrul Comisiei de Susținere Finală. Dosarul a fost prezentat la timp, aici sunt toate actele necesare, de admitere, de susținerea tuturor examenilor, toate avizele la teză, deci este completat conform regulamentului ANC și s-a respectat pe cerințe. Da, mulțumim, doamna secretară. Vă rog, dacă sunt întrebări de cele prezentate, nu sunt întrebări. Atunci trecem la următoarea etapă. Conform regulamentului ANACEC, pretendentii se oferă 20-30 minute. Cât minute oferim?
20 de minute. Atunci, doamna Popovici, vă rugăm 20 de minute, vă concentrați și prezentați esența lucrării noastre. Da, mulțumim mult, onorată asistență. Actualitatea și importanța temei de cercetare. În ultimii ani, societatea se modifică radical printr-o serie de procese revoluționare legate de digitalizarea tuturor domeniilor de activitate umană, inclusiv cel educațional, transferarea comunicării interpersonale, profesionale și educaționale în mediul online, dominația mesageriilor instant și a e-mail-ului, utilizarea abundentă a rețelelor de socializare, înlocuirea interacțiunilor directe dintre interlocutori cu cele virtuale, modificarea stilului comunicării și apariția generației de nativi digitali. Aceste procese transformaționale au elucidat necesitatea și importanța dezvoltării la studenți a competenței digitale și a competenței de comunicare digitală, două competențe esențiale în societatea modernă digitală, nivelul înalt de deținere a cărora va asigura individului împlinirea și dezvoltarea personală și profesională, competitivitatea pe piața forței de muncă, incluziunea socială. Faptul că competența digitală și competența de comunicare digitală au devenit imperative ale realității actuale este reflectat prin cerințele și exigențele politicilor educaționale, internaționale și naționale, precum și de inițiativele Comisiei Europene. Începând cu anul 2018, în recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, varianta română, se întâlnește sintagma competențe digitale. În acest context, competența de comunicare digitală face parte din setul de competențe digitale și corespunde domeniului D2, comunicare și colaborarea lor. Necesitatea valorificării tehnologiilor cloud în educație este justificată de multiplele beneficii oferite de aceste tehnologii instituțiilor de învățământ, cadrelor didactice și cursanților, iar implementarea lor în procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală este motivată de bogatele oportunități oferite pentru interacțiune, comunicare, colaborare și partajare de conținut digital. Aceste beneficii au fost expuse în lucrările cercetătorilor prezentați pe acest depozitiv. Ca urmare a studierii literaturii de specialitate, precum și a cerințelor și exigențelor politicilor educaționale, internaționale și naționale, s-a constatat necesitatea și importanța deținerii unui nivel ridicat al competenței digitale și a competenței de comunicare digitală de către fiecare specialist. 2. Valorificarea tehnologiilor cloud în procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală facilitează și eficientizează acest proces. Nu există repere conceptuale și praxeologice ale competenței de comunicare digitală. Lipsesc modele pedagogice de dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. Luând în considerare aceste constatări, pot fi evidențiate următoarele contradicții dintre exigențele actuale față de nivelul deținerii competenței digitale și nivelul real de deținere a ei de către educabil. Creșterea exponențială a rolului competenței de comunicare digitală în formarea inițială a specialiștilor și lipsa unui mecanism de formare și dezvoltare a acestei competențe. Oportunitățile mari oferite de tehnologiile cloud în educație și lipsa unor repere conceptuale și praxeologice de valorificarea lor în procesul dezvoltării competenței de comunicare digitală la viitorii specialiști. Contradicțiile enumerate permit formularea următoarei probleme de cercetare. Identificarea fundamentelor teoretice și praxeologice ale utilizării tehnologiilor cloud ce contribuie la dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți. Obiectul cercetării îl reprezintă procesul de dezvoltare a competenței menționate prin utilizarea tehnologiilor cloud, iar scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea experimentală a modelului pedagogic de dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. Obiectivele cercetării sunt următoarele: fundamentarea teoretico-didactică a conceptului competența de comunicare digitală și determinarea tehnologiilor cloud eficiente pentru dezvoltarea ei, elaborarea modelului pedagogic de dezvoltare a acestei competențe prin valorificarea tehnologiilor cloud, argumentarea reperelor metodologice de utilizare a modelului pedagogic elaborat, actualizarea și extinderea colecției de materiale didactice ale cursului universitar tehnologii de comunicare informațională și validarea prin experiment a eficienței modelului pedagogic și a metodologiei elaborate. Ipoteza cercetării este caracterizată de presupunerea că procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală va fi eficient dacă 1. Vor fi identificate elementele ei structurale, instrumentarul de măsurare a nivelului de deținere a acestei competențe, principiile pedagogice de dezvoltare a ei, factorii ce influențează semnificativ procesul de dezvoltare a competenței date și tehnologiile cloud eficiente pentru dezvoltarea și antrenarea competenței menționate.
2. Va fi utilizată abordarea didactică centrată pe cei instruiți și pe competențe, implementată prin strategii interactive de predare, învățare, evaluare și metode didactice moderne susținute de tehnologiile cloud. 3. Va fi elaborat un model pedagogic de dezvoltare a acestei competențe prin utilizarea tehnologiilor cloud. 4. Va fi concepută metodologia de implementare a modelului pedagogic elaborat. Procesul de realizare a obiectivelor cercetării s-a axat pe următoarele metode de cercetare teoretice, experimentale și de analiză. Noutatea științifică a rezultatelor cercetării rezidă în fundamentarea teoretico-didactică a conceptului fundamental exprimată prin sintetizarea noțiunii de competență de comunicare digitală și identificarea elementelor ei structurale, instrumentarului de măsurare a nivelului de deținere a acestei competențe, principiilor pedagogice de dezvoltare a ei, factorilor de influență semnificativă asupra procesului de dezvoltare a competenței date și a tehnologiilor cloud eficiente pentru dezvoltarea și antrenarea ei. Elaborarea modelului pedagogic de dezvoltare a competenței date prin utilizarea tehnologiilor cloud și elaborarea metodologiei de implementare a acestui model fundamentată pe învățarea inversată, strategii interactive, metode didactice moderne, centrate pe student și orientate spre dezvoltarea competenței de comunicare digitală. Problema științifică soluționată constă în optimizarea procesului de dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin fundamentarea și implementarea modelului pedagogic de dezvoltare a ei la studenți prin tehnologiile cloud. Importanța teoretică a lucrării este relevată prin fundamentarea teoretico-didactică a dezvoltării competenței de comunicare digitală, studierea modalităților de utilizare eficientă a tehnologiilor cloud în procesul de dezvoltare a acestei competențe, și elaborarea unui model pedagogic de dezvoltare a ei prin utilizarea tehnologiilor cloud, fundamentat pe învățarea inversată, strategii interactive și metode didactice moderne centrate pe student. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în aprobarea și aplicarea cu succes a modelului pedagogic elaborat. Acest model poate fi utilizat atât în cadrul formării inițiale a specialiștilor din diverse domenii sau în instruirea masteranților, cât și în procesul de instruire în instituțiile de învățământ mediu și de specialitate. Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic desfășurat pe șantioane de control și de experimental, care au cuprins în total 411 studenți, dintre care 327 de la Universitatea de Stat Bogdan Petrecei cu HDU din Cahul, 29 de la Universitatea Pedagogică de Stat Iopreangă, 38 studenți de la Universitatea de Stat din Tiraspol și 17 de la Universitatea de Stat din Comrat. Rezultatele științifice și științifico-metodice la tema tezei sunt expuse în 6 articole științifice în reviste naționale de categoriile B și C și în 26 comunicări la conferințe științifice. Capitolul 1, intitulat Fundamentele teoretico-didactice ale dezvoltării competenței de comunicare digitală, este dedicat sintetizării noțiunii de competență de comunicare digitală, elucidării elementelor ei structurale, identificării domeniilor de competență, numărului nivelurilor de deținere a competenței date și cerințelor pentru fiecare nivel, precum și elaborării instrumentarului de măsurare a nivelului de deținere a competenței menționate. Cercetările realizate au permis identificarea celor 7 domenii ale competenței de comunicare digitală, dintre care 6 sunt recomandate de cadrul european DICOM2.2, iar al 7-lea a fost adăugat de autor ca urmare a apariției necesității asigurării securității proceselor de comunicare digitală, colaborare și partajarea conținutului digital, precum și a răspândirii vertiginoase a fenomenului de cyberbullying în mediul online. Cele 7 domenii au fost structurate pe 8 niveluri de deținere, definite prin rezultatele învățării, organizate într-o grilă care conține descriere desfășurată a cunoștințelor, capacităților, abilităților și atitudinilor necesare pentru fiecare nivel și descriptor. Cele 8 niveluri de deținere a competenței de comunicare digitală au fost acordate la cadrul european DICOM2.2, fiecare nivel reprezentând un pas înainte pentru individul instruit în dezvoltarea competenței de comunicare digitală, în funcție de provocările sale cognitive, de complexitatea sarcinilor pe care le poate realiza și gestiona, de autonomia lui în îndeplinirea acestor sarcini. Ca urmare a cercetării efectuate, au fost identificate principiile didactice care stau la baza procesului de dezvoltare a competenței de comunicare digitală, precum și factorii ce influențează semnificativ acest proces. Procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală include utilizarea pe scară largă a TIC, gama cărora este foarte variată și presupune deținerea hardware-ului scump și a software-urilor licențiate, care necesită procurare, întreținere și actualizare permanentă. În acest context este justificată valorificarea tehnologiilor cloud, atât în procesul educațional, cât și în procesul dezvoltării competenței de comunicare digitală.
Aceste tehnologii oferă următoarele oportunități prezentate pe diapozitivul dat. Cercetările realizate au elucidat actualitatea și următoarele probleme de cercetare, identificarea fundamentelor teoretice și praxologice ale utilizării tehnologiilor cloud ce contribuie la dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți. Pentru soluționarea acestei probleme de cercetare este necesar 1. De a elabora un model pedagogic de dezvoltare a acestei competențe prin utilizarea tehnologiilor cloud, de a argumenta repele teoretice și metodologice de implementare a acestui model în cadrul cursului Universitatea Tehnologiei de Comunicare Informațională, de a actualiza și extinde colecția de materiale didactice ale cursului universitar menționat și de a valida prin experiment pedagogic eficiența modelului și a metodologiei elaborate. Capitolul 2 a fost intitulat Modelul pedagogic și metodologia de dezvoltare a competenței de comunicare digitală la studenți prin utilizarea tehnologiilor cloud. Esența acestui capitol constă în prezentarea setului de tehnologii cloud eficiente pentru dezvoltarea competenței de comunicare digitală și a corespondenței dintre ele și cele 7 domenii ale acestei competențe și în elaborarea și fundamentarea teoretică a modelului pedagogic și a metodologiei de implementare a lui. Utilizarea setului de tehnologii cloud propus în procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală a permis întreținerea interacțiunii continue dintre profesori și studenți, încurajarea dezvoltării și antrenării competenței de comunicare digitală, gândire creative, cognitive și reflexive, etc. În figura ce urmează este prezentată corespondența dintre cele 7 domenii ale competenței de comunicare digitală și tehnologiile cloud utilizate pentru formarea, dezvoltarea și antrenarea lor. Pentru realizarea scopului principal al cercetării științifice efectuate a fost elaborat modelul pedagogic de dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. Avantajele acestui model constau în scopul propus, principiile pedagogice pe care este fundamentat, utilizarea celor mai noi, eficiente și relevante tehnologii informaționale pentru comunicare digitală, forma de livrare a instruirii care implică instruirea mixtă bazată pe modelul învățării inversate, aplicarea strategiilor interactive și a metodelor didactice moderne centrate pe student și implementarea diverselor forme de evaluare interactivă. Modelul pedagogic elaborat posedă următoarele caracteristici: originalitate, realism, integritate, ambivalență, flexibilitate și transdisciplinaritate. Obiectivele educaționale urmărite la aplicarea modelului pedagogic elaborat sunt valorificarea potențialului tehnologiilor cloud, creșterea calității formării inițiale a viitorilor specialiști din orice domeniu de formare prin utilizarea celor mai inovative tehnologii informaționale și anume tehnologiile cloud, dezvoltarea și perfecționarea metodologiei studierii cursului tehnologii de comunicare informațională pentru orice domeniu de formare, crearea unui mediu de învățare accesibil, variat, comunicativ, flexibil și individualizat, asigurarea accesului liber la toate resursele educaționale ale cursului universitar menționat și optimizarea procesului de dezvoltare a competenței de comunicare digitală la viitorii specialiști din orice domeniu de formare. Mijloacele didactice digitale utilizate în procesul de implementare a modelului pedagogic elaborat sunt de următoarele tipuri: hardware, software, tehnologii cloud pentru comunicare sincronă, tehnologii cloud pentru comunicare asincronă și tehnologii cloud pentru colaborare. Modelul elaborat a fost implementat în cadrul cursului Universitar Tehnologii de Comunicare Informațională, în procesul didactic a căruia este utilizată ca formă de livrare a instruirii, instruirea mixtă, bazată pe modelul de învățare inversată. Instrumentarul pedagogic implică strategii didactice inovative, metode didactice și tehnici pedagogice centrate pe student, care fiind combinația adecvat cu diverse tehnologii cloud, au contribuit la optimizarea procesului de dezvoltare a competenței de comunicare digitală și la creșterea nivelului de deținere a ei. În acest capitol s-au identificat cele mai eficiente tehnologii cloud pentru formarea și dezvoltarea competenței de comunicare digitală și s-a stabilit corespondența dintre ele și cele 7 domenii ale competenței menționate. S-a elaborat modelul pedagogic de dezvoltare a competenței date prin utilizarea tehnologiilor cloud, s-a elaborat și fundamentat metodologia de implementare a modelului elaborat și s-a actualizat și extins colecția de materiale didactice ale cursului universitar menționat mai sus. Capitolul 3, demersurile experimentale privind eficiența modelului pedagogic și a metodologiei elaborate, conține descrierea etapelor desfășurării experimentului pedagogic și analiza statistică a rezultatelor obținute, realizată cu ajutorul software-ului IBM SPSS Statistics. Pentru demonstrarea ipotezilor de cercetare au fost aplicate testul parametric Test Student și testul neparametric MAU-IPI. Efectul produs de implementarea modelului pedagogic și a metodologiei elaborate a fost relatat prin calcularea mărimii efectului.
Experimentul pedagogic desfășurat a fost desfășurat în următoarele trei etape, de constatare, formare, control și validare. A durat 2 ani de studiu și a inclus în total 411 subiecte. Eșantionul experimental a inclus 224 studenți, acces de control 187 de studenți. La etapa experimentului de constatare au fost formulate cele două ipoteze ale cercetării. În experimentul de constatare au fost calculați indicatorii statistici de bază pentru fiecare eșantion implicat în experiment. Pentru a confirma ipoteza de nul asupra testului inițial a fost aplicat testul parametric TestStudent și testul neparametric MAU-IMI. Analizând rezultatele celor două teste statistice prezentate în următorul tabel, se observă că pentru fiecare an de studiu și secție de studiu, la etapa de constatare a experimentului pedagogic se confirmă ipoteza de nul, că nu există diferențe semnificative dintre rezultatele obținute de subiecte eșantionului experimental și cel de control. După implementarea modelului pedagogic elaborat și metodologiei propuse, în experimentul de formare asupra testului de evaluare formativă și testului final, pentru fiecare eșantion a fost aplicată atât analiza statistică cantitativă, cât și cea calitativă. Au fost calculați indicatorii statistici de bază pentru fiecare eșantion. A fost realizată analiza statistică prin calcularea valorilor testului parametric TestStudent și testului neparametric MAU-IMI și indicatorii mărimii efectului. Analizând rezultatele celor două teste statistice prezentate în următorul tabel, se observă că pentru fiecare an de studiu și secție de studiu, la etapa de control și validare a experimentului pedagogic, se confirmă ipoteza cercetării că există diferențe semnificative dintre rezultatele obținute de subiecte eșantionului experimental și cel de control. Pentru a demonstra că diferența semnificativă dintre aceste rezultate nu este una întâmplătoare, au fost calculați indicatorii mărimii efectului, care arată că efectul produs ca urmare a implementării modelului pedagogic elaborat și a metodologiei propuse este foarte puternic în baza mărimii indicatorului D al lui Cohen și puternic în baza indicatorului R. Rezultatele principale ale cercetării pot fi sintetizate în următoarele concluzii generale. Fundamentarea teoretico-didactică a conceptului fundamental al cercetării s-a exprimat prin sintetizarea noțiunii de competență de comunicare digitală și identificarea elementelor ei structurale, instrumentarului de măsurare a nivelului de deținere a acestei competențe, principiilor pedagogice de dezvoltare a ei, factorilor ce influențează semnificativ procesul de dezvoltare a competenței date, tehnologiilor cloud eficiente pentru dezvoltarea și antrenarea ei. În scopul ridicării nivelului de deținere a competenței de comunicare digitală la studenți, a fost elaborat modelul pedagogic de dezvoltare a acestei competențe prin utilizarea tehnologiilor cloud, care posedă următoarele caracteristici: originalitate, realism, integritate, plurivalență, flexibilitate, transdisciplinaritate. Metodologia de implementare a modelului pedagogic elaborat include strategii inovative și metode didactice centrate pe studenți, mijloace didactice digitale moderne, forme moderne de livrare a instruirii și forme de organizare activ-participative a procesului educațional, precum și evaluări interactive realizate prin intermediul diverselor sisteme digitale de testare. În baza modelului pedagogic elaborat a fost extinsă colecția de materiale didactice ale cursului universitar Tehnologie de Comunicare Informațională. Experimentul pedagogic realizat a permis sintetizarea următoarelor concluzii. S-a demonstrat eficiența modelului pedagogic elaborat prin consemnarea unor rezultate mult mai ridicate la subiecte eșantionului experimental, comparativ cu subiecte eșantionului de control. S-a demonstrat că implementarea modelului pedagogic elaborat a contribuit semnificativ la înregistrarea unei tendințe de creștere dublă a numărului de subiecte cu niveluri finale înalte de deținere a competenței date. S-a identificat dependența directă dintre instrumentarul pedagogic aplicat și creșterea nivelului de deținere a competenței de comunicare digitală. Obiectivele cercetării au fost realizate contribuind astfel la soluționarea deplină a problemei de cercetare. Rezolvarea problemei de cercetare și realizarea obiectivelor propuse sunt confirmate de rezultatele obținute, publicate în 6 articole științifice în reviste naționale de categoriile B și C și în 26 comunicări la conferințe științifice naționale și internaționale. Deși rezultatele experimentului pedagogic realizat confirmă în totalitate ipoteza cercetării și demonstrează eficiența modelului pedagogic și a metodologiei elaborate, totuși au fost identificate și câteva limite. 1. Având în vedere viteza de evoluție a TIC, inclusiv a tehnologiilor cloud, modelul pedagogic elaborat va trebui revizuit cel puțin o dată la 5 ani.
2. Acest model a fost testat și validat doar pe studenți. 3. Tehnologiile cloud au fost valorificate doar pentru dezvoltarea competenței de comunicare digitală. Luând în considerație cele menționate mai sus, pot fi propuse următoarele recomandări practice. Implementarea modelului și metodologiei elaborate în predarea diferitor cursuri universitare, în special a celor focusate pe dezvoltarea competenței de comunicare. Adaptarea modelului pedagogic elaborat pentru dezvoltarea competenței de comunicare digitală la alte categorii de vârstă, precum și pentru formarea acestei competențe la elevi. Valorificarea tehnologiilor cloud în dezvoltarea altor dimensiuni ale competenței digitale și actualizarea permanentă a setului de tehnologii cloud propus. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, mulțumim! Mulțumim mult! Ați încărat bine! Stimați colegi, vă rog să adresați întrebări. Are dreptul să adreseze oricine. Ședința este publică. Vă rog! Stimați membri ai comisiei, nu ați fie scurcați la sucă. Da, eu am ascultat cu atenție, mi-am notat aceste întrebări în declaratul de analiză. Da, deci prima întrebare este următoarea. Care este corespondența dintre ipoteza cercetării enunțate în introducere, la pagina 17, și ipotezele statistici spus verificării, paragraful 3.1 din capitolul 3, pagina 85 și 86 din test? Asta ar fi prima întrebare. A doua întrebare este care dintre tehnologiile cloud aplicate în procesul didactic pentru formarea competenței de comunicare digitală au fost disponibile și ce planuri de taifare ați utilizat? Și care din instituțiile respective, adică în afară de cele gratuite, lucrează și planul de taifare? Și a treia întrebare ține de experimentul pedagogic. Am văzut că dumneavoastră se descrie foarte vasta la experimentul pedagogic, felicitări pentru asta, dar mă interesează dacă dumneavoastră ați analizat, am văzut că ați avut și frecvență, deci învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă, și care dintre studenți, cei la frecvență sau cei la frecvență redusă, au un nivel mai ridicat de competență de comunicare digitală. Da, mulțumim mult pentru întrebări. La prima, dacă e să vorbim despre corespondența dintre ipoteza de cercetare formulată în introducere și ipotezele statistice, atunci, dacă se confirmă ipoteza statistică H1, asta înseamnă că toate presupunerile pe care le-am realizat noi în ipoteza de cercetare, care a fost formulată înainte de a începe experimentul pedagogic, înseamnă că ele sunt corecte și aceste presupuneri, da, cam asta ar fi. Cercetare bună. Da. Așa? Nu, este întrebarea cu tehnologiile cloud. Da. Noi în procesul realizării experimentului pedagogic am optat mai mult pentru tehnologiile, de fapt am optat totalmente pentru tehnologiile cloud gratuite, pentru că sunt foarte multe și practic satisfac orice necesitate educațională, mai ales că am vrut să cumva să nivelăm acest decalaj digital dintre instituții, că poate cineva are acele tehnologii cu planuri tarifare, cineva nu le posedă, exact așa și studenții, cineva are acces la planuri tarifare, cineva nu. Deci noi am optat în totalmente pentru cele gratuite, pentru că sunt foarte multe. Era cu diferența de cei la prevență și prevență redusă. Da. Nu a fost scopul cercetării de față, dar dacă din experiență să analizez și datele care le-am obținut noi în cercetarea de față și dacă chiar analizăm acele tabele cu rezultatele statistice, atunci se poate observa că studenții de la frecvență redusă la final iau un nivel a competenței de comunicare digitală puțin mai mare, dar nesemnificativ, adică sunt niște diferențe într-adevăr nesemnificative.
Bănuiesc eu, dacă probabil un motiv ar fi, în primul rând, sunt mult mai serioși, mai concentrați pe studii, mai focusați pe ceea ce fac și, în plus, activează în diverse domenii și folosesc deja, după pandemie încoace, majoritatea folosesc deja aceste tehnologii, puțin corespondența prin e-mail și restul, grupurile acestea active. Deci, deja cu ceva ei folosesc, probabil asta ar fi o explicație. Mulțumesc! Da. Mulțumim, alte întrebări, vă rog? Doamna Popovici, ați calculat mărimea efectului foarte frumos, ați extinsă cu... Ați explicat și formula care se adesă și variabilă asta, criteriul de evaluare. Dar spuneți, vă rog, ați calculat manual sau ați folosit soft? Nu, eu în versiunea de SPS statistic pe care o posed, nu am această opțiune de calculare automată a indicatorului mărimii efectului, de ce am făcut toate calculele cu ajutorul Excel. Pentru că 27, ultima versiune, 26, deja este. Oricum, puteți verificați, ieți dați același rezultat. Da, dacă îmi instalez versiunea mai nouă, da. Prin tehnologii digitale, în primul rând, înțelegem tehnologii informatice. Tehnologii digitale și tehnologii cloud. În astea digitale intră și hardware, și software, și instrumente de comunicare. Tehnologiile cloud sunt tehnologii care sunt transmise doar prin intermediul internetului, dar oricum conțin și ele partea de hardware, ceea ce ține de rețea, conțin software, conțin instrumente de comunicare. Doar că tehnologiile digitale le palpăm fizic, tehnologiile cloud sunt doar prin transmisiune, adică prin internet, accesibile. Deci, nu pot fi palpate. Da. A doua întrebare, vă zic că mi-ați utilizat foarte des în teză termenul, sau în teză, colecții de materiale didactice. Conform indexului, colecția este un set de obiecte sistematizate care reprezintă o valoare artistică, științifică și amănitoare. Adică, vă rog să concretizați. Setul de materiale didactice a disciplinii. Atât teoretice, cât și practice, lucrări de laborator, sarcini individuale. Și așa mă la știință. Păi, da, adică didactică știință. Da, asta e interesant, mă bucur. Și mai am o întrebare. La pagina, haideți vă rog, acum, într-adevăr, în matematică apar lucruri noi, în matematică fazi, aproape explicații, la pagina 16, tabel, la mine înseamnă absolut imediat, în mod că tabelul 2, da? Dacă înțeleg eu corect, 109 era cu 25, ar trebui. Deci în 17, da? Rezonat. Da, eu nu înțeles. Da, 109 erau cu 25 virgule. Nu, 109 în total, dar din ei, 25 sunt de la Universitatea de Stat din Cahul, 25 de la Cahul, 29 de la UPSC, 38 de la UST, 17 de la UST. Virgule, 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 da, mulțumim. Da, vă rog, la întrebări. Dacă se poate, vreau să precizați, vă rog, privitor la instrumentarea de măsurare în milioane de deține competențe cu identificare digitală, spuneți că nivelul este, deci, exprimat în 7 domenii competențe și supraful nivelul de deține. Cum ați ajuns la acest număr de domenii?
Deci, noi am luat la bază cadrul european DICOM 2.2. Acolo sunt aceste 8 niveluri de deținere, doar că pentru fiecare nivel au fost formulate cunoștințele, capacitățile și abilitățile și atitudinile pe care le considerăm noi că sunt pentru fiecare nivel, deci cumva o categorizare. 6 din cele... Din cele 7 domenii ale competenței de comunicare digitală sunt recomandate de cadrul DICOM 2.2. Al 7-lea l-am adăugat noi în procesul cercetării, dat fiind faptul că s-a dorit cumva securizarea acestor procese de comunicare, interacțiuni, colaborare și așa mai departe. Da, mulțumim. Alte întrebări? Atât, da? Bine, mulțumim. Eu o să invit referenții oficiali ca să prezinte analizele lor vis-a-vis de lucrarea examinată și imediat după analiză noastră aveți dreptul să veniți cu precizări, cu concretizări în cazul când nu aveți aceeași opinie vis-a-vis din obiectul ăla. Începem cu doamna Cecilie. Vă rugăm să vorbiți mai tare, să nu la microfon și... Bine, mulțumesc, domnul președinte. Deci, voi prezenta raportul, sper că nu știți, chiar tot integral, dar numele nuanțe principale cu privire la evaluarea și privirea calificativelor vizei puse în discuție a Ucării Popovici și Ioana. Deci am analizat această teză din luna considerație următoarele active în articolă național și instituțional care sunt specifice, după care deci, am ținut notarea și originalitatea lucrării. Deci, ținând cont de faptul că suntem și prin cu societate înaltă informatizată care presupune digitalizarea educației, se impune, de fapt, crearea unui cadru instructiv interactiv, astfel încât pregătirea specialiștilor să fie de un format nou, cu cerințe noi atât față de competențe digitale, cât și față de comunicarea interpersonală. S-a vorbit despre faptul că tehnologia digitală într-adevăr joacă un rol important la moment, astfel încât modul în care persoanele comune își interacționează și competențele de comunicare digitale ca parte din competența digitală, deci este esențială și necesară. Astfel încât această capacitate de a comunica eficient digital poate fi valorificată și, în fapt, este valorificată în diverse domenii și, respectiv, contribuie atât la succesul personal, cât și profesional. Tehnologiile cloud vin ca suport în dezvoltarea acestei competențe și oferă, de fapt, un cadru robust pentru colaborare, partajare de informații și comunicare eficientă într-un mediu care este unul destul de dinamic. Totuși, pentru utilizare sigură, critică și responsabilă a instrumentelor în vederea satisfacerii nevoilor personale și profesionale a specialiștilor din diverse domenii, este necesară determinarea mecanismului de formare și dezvoltare acestei competențe de comunicare digitală, astfel încât aceasta are un impact tot mai mare asupra formării din țara aceasta. Astfel, teza vine să cercetezi efectul tehnologiilor cloud asupra formării dezvoltării competenței de comunicare digitală și demonstrează creșterea eficienței formării din țara a specialiștilor în diverse domenii. Această abordare propusă în teză vine să influențeze pregătirea tinerilor astfel încât aceștia sfat folosi instrumentul în mod creativ, atât în comunități virtuale cât și în cele reale, dintr-o perspectivă transdisciplinară, pentru a obține educație completă, echilibrată de calitate și să-i permită acestora să se integreze eficient în activitatea profesională și viața socială.
Consider problema cercetare, scopul obiectivului sunt originale, idei inovative, tematică actuală, teza cu caracter transdisciplinar. La suportul metodologic al lucrării, deci teza are la bază concepte teorici fiind fundamentate. După studiere, analiza noțiunilor de competențe, comunicare, competențe de comunicare, competențe digitale, comunicare digitală, acest i-a permis autoarei să sintetizeze definiția de competență de comunicare digitală și respectiv să elucideze și limitele ei structurale ce țin de cunoștință, capacități, abilități și atitudini. Respectiv, a fost elaborat și instrumentarul care a permis măsurarea nivelului de deținere acestei competențe, iar documentele, analiza documentelor de politici, i-a permis evidențierea specificului pregătirii specialiștilor calificați în contextul societății informaționale. Deci, contradicțiile identificate au fost enunțate și de către președinte, iar pentru a le soluționa și a depăși toate problemele identificate, a fost propus un model pedagogic de dezvoltare competenței de comunicare digitală la subiect prin tehnologie cloud. Deci, consider că modelul didactic elaborat e un original, complet, includită de locuri necesare pentru organizarea procesului didactic. La baza lui stau principiile enunțate. De asemenea, caracteristicile de baza ale acestora au fost de asemenea expuse. Referitorul experimentul pedagogic care cuprinde după mine numărul impunător de subiect, 411 instituții. Deci, într-adevăr, demonstrează rezultatele teoretice obținute în lucrare și, respectiv, acesta a fost implementat și validat în baza de știri tehnologii de comunicare informațională, în corespundere de plină cu cerințele metodologice moderne ale științelor educației. Deci, variabile experimentului au fost atât independenți de factor sau dependente, au fost descrise clar și concis, date obținute în cadrul experimentului, atât calitative cât și cantitative. Pentru efectuarea analizei statistice au fost aplicate teste parametrice și neparametrice și, respectiv, pentru evaluarea impactului modelului a fost calculat indicatorul Cohen. Astfel, consider că concluziile sunt originale, formulate în baza datelor experimentale obținute. Rezultatele principale obținute au fost enunțate în nume mai expun, consider că ele sunt originale, descrise clar și concis, demonstrate în baza rezultatelor experimentului pedagogic. Sunt unele mici observații mai mult legate, deci sunt de ordin tehnic. Unele figuri, unele tabele, unele diagrame prezentate în comatal din publicie care fac al crească mai greu de perceput. Așa, deci unele resurse bibliografice puține conform de cerințelor, deci unele resurse online nu le-am putut deschide, deci sunt nuanțe mai multe de ordin tehnic. Deci observațiile respective, de fapt, nu se referă la platforma de prezentare a conținutului și nu afectează valoarea științifică a lucrării și practică. De aceea, în concluzie, să citesc calificațiile sau, da? Deci, pentru noutate și originalitatea lucrării, calificațiile excelent, suportul metodologic al lucrării excelent, relevanța științifică a rezultatelor excelent, redactarea tezei și conținutul tehnic. Tehnic îmi prescuză foarte bine, respectarea etice și deontologiei profesionale excelent, implicarea în ediție științifice, prezentarea conferinței științifice foarte bine. Consider că teza de doctor în științele de educație a domnului Popovici în urmă este o lucrare unitară, este bine implicată, abordează tematica actuală, conține contribuții de valoare atât teoretice cât și practice originale, care sunt axate de formare dezvoltare de competențe de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. Deci, corespunde teza cerințelor ANACEP de inovare a tezilor de doctorat și consider că doamna pretendentă pe publice lună mi-e oferită pe doctor în științele de educație la specialitatea didactică școlară 532.02.
Da, mulțumim. Mulțumim. Asta, adios, careva. Nu, mulțumim mult pentru apreciere. Da, acolo să las loc. Domn profesor Tăbac, vă rog. Stimați domnule președinte, stimați membrii comisiei, stimați colegi, o să încep să fiu subțin. Comunicarea este primul tip de activitate care omul se gândește în întrogeneză și de acolo mai acest fapt arată cât de clar importanța comunicării în viața umană de o condiție pentru implementarea și succes a tuturor celorlalte tipuri de activitate, instruire, formare, activitate de producere. Specialiștii numesc comunicare într-o nouă ideologie, o nouă religie mondială în devenire. În ultimele decenii, conceptul comunicării și respectiv competența de comunicare a devenit un subiect de interes al sociologilor, antropologilor, lingviștilor, psihologilor, didacticienilor, interes suscitat de transformările ce se produc în societate, trecerea de la o societate a producerii la o societate informațională. Dezvoltarea fără precedent a tehnologiei informației, în special a tehnologiilor cloud, digitalizarea domeniilor de activitate umane a condus la necesitatea formării la viitorii specialiști a competenței digitale, care este una din cele 8 competențe cheie recomandate de Consiliul Uniunii Europene, și a competenței de comunicare digitală. Prin urmare, tematica tezei recenzate, care are drept scop fundamentare teoretică, elaborare și validare experimentală a modelului pedagogic de dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud, este actuală și corespunde evoluției științelor educației și practicii pedagogice. Analiza unui număr impunător de surse bibliografice, dar și a practicii pedagogice, i-au permis autoarei să facă un șir de constatări pe care autoarea le-a elucidat și de ce nu le dau citire. Suportul teoretic al cercetării constituie principiile procesului de învățământ, abordarea de competență procesului de formare specialiștilor, centrarea pe studenta formării, învățarea online, modelul instruirii inversate. În urma evidențierii unor contradicții în domeniul cercetării a fost formulată problema cercetării, identificarea fundamentelor teoretice și praxiologice ale utilizării tehnologiilor cloud, ce contribuie la dezvoltarea la studență competenței de comunicare digitală. Prin cercetarea realizată, autoarea a obținut mai multe rezultate științifice, teoretice și practice, menționând fundamentare teoretică didactică a conceptului de competență de comunicare digitală, identificarea elementelor lui structurale, elaborarea unui model pedagogic, dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud, elaborarea metodologiei de implementare a modelului, noutatea rezultatelor este condiționată de caracterul obiectului de cercetare, ales și totalitatea metodelor cercetare utilizate. Importanța practică a cercetării constă în primul rând în faptul modelului a fost aprobat cu succes pe un eșantion reprezentativ, teza posedă un potențial realmente înalt de aplicabilitate în învățământul profesional, area de aplicabilitate este largă. Asta și formarea inițială a specialiștilor în diferite domenii și instruirea masteranților și cursuri de formare axate pe dezvoltarea competenței digitale, instruirea în instituțiile de învățământ medii de specialitate la discipline informatice sau la cele orientate spre dezvoltarea competenței de comunicare. Autorii au formulat de asemenea recomandări practice privind implementarea modelului și metodologiei elaborate. Validitatea și fiabilitatea investigației realizate este asigurată de reglerile epistemologice utilizate și anume aspect ontologic, investigarea naturii entităților care fac obiectul cercetării de competență, comunicare, competență de comunicare, comunicare digitală, aspectul epistemologic, și anume modul în care rezultatele de cercetări au fost obținute și validate, studierea paralelă a practicii și teoriei în domeniu, determinarea problematicii cercetării, formularea problemei scopului și ipotezei cercetării, verificarea experimentală a ipotezei. Aspectul metodologic, care constă în selectarea construirea unui set diversificat de metode, tehnici, procese și proceduri de cercetare, aspectul etic, utilizarea atentă a referințelor în textul tezei, fapt ce contribuie la credibilitatea necesară a rezultatelor. Aparatul metodologic reflectă nivelul competenței de cercetare a autorului,
care a selectat și a construit un ansamblu de metode și mijloace suficient pentru o cercetare în domeniul didactic și anume documentare, proiectare și modelare pedagogică, analiză literaturii de specialitate, sinteză, comparație, generalizare, sistematizare, experimentul pedagogic, chestionare, observare, testare, lucrare cantitativă și calitativă a datelor experimentale. Metodele și mijloacele selectate s-au construit, i-au permis autoarei să realizeze un demers științific succesiv și sistemic prin care au fost obținute rezultate scontate. Teza lasă o impresie favorabilă, textul ei fiind formulat clar și convingător prin formularea argumentelor într-o secțiune, succesiune logică, fapt ce denotă și modul de gândire al opțiunilor de învățământ cu o infrastructură IT de ultimă oră, care se includă cele mai noi performante și adecvate tehnologii. Asta sunt datele probleme. Însă, caracteristicile acestor tehnologii se modifică rapid. Asta este contradicție, o soluție excelentă și economă pentru aceste provocări posibile utilizarea tehnologiilor cloud. Autoarea a analizat critic un număr impunător de surse bibliografice, patru limbi, majoritatea surselor fiind publicate recent, lista bibliografică acoperă în opinia noastră necesitatea cercetării temii în cauză, surse bibliografice, referințele și citate de text sunt perfectate conform standardului. În rezultatul cercetării realizate, autoarea a formulat concluziile generale și recomandările care sunt destul de relevante, generalizând demersul de cercetare și verificând momentele principale ale lui. Remarcăm concluzia formulată în baza experimentului pedagogic, anume identificarea dependenței directe din instrumentarul pedagogic aplicat și creșterea nivelului de deținere a competenței de comunicare. Conținutul tezei, analiza publicațiilor la teză, permite a concluziona că lucrarea corespunde specialității științifice 5202 didactică școlară. Tema de cercetare este în concordanță cu programul național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2024-2027. Tema tezei reflectă scopul, obiectivele și conținutul. Rezumatul tezei reflectă plenar și consecvent conținutul tezei. Lucrările publicate dezvăluie din plin principalele rezultate și conținutul tezei. Rezultatele obținute permit să caracterizăm teza elaborată drept o cercetare științifică finalizată. În același timp, complexitatea conținutelor și problemelor formulate lasă loc pentru dezbatere, obiecții și subiecte. Astfel, un principiu pedagogic important în formarea competențelor, inclusiv a competenței de comunicare digitală, este principiul autonomiei. Prin autonomie se înțelege libertatea personală a studentului atunci când el desfășoară activități mentale sau practice, confirmând astfel prezenta anumită abilitate. Menționăm că încheiată la pagina 23, autoarea vorbind despre clasificarea competențelor, menționează capacitatea de a acționa autonom, dar nu include principiul autonomiei în modelul pedagogic. Este discutabilă caracterizarea atitudinilor de capacități de a acționa și a reacționa în diverse situații. Abilitățile sunt mai degrabă reprezentări mentale care pot influența comportamentul și reacțiile persoanei în diverse situații. Totodată menționăm că atitudinile rămân a fi o componentă care este cea mai puțin înțeleasă în cazul competenței. Pentru a judeca despre avantajele modelului propus, ar fi fost utile referințele la lucrările în care sunt elaborate modele asemănătoare. Autoarea demonstrează cunoașterea unui spectru larg de tehnologii și instrumente de dezvoltare a competenței de comunicare digitală, concomitent apare întrebarea: cum s-a reușit într-un număr relativ mic de ore, cât îl are disciplina care a stat la baza experimentelor. Deci cum s-a reușit într-un număr relativ mic de ore utilizarea cadrului experimentelor? Acel sunt 8 tipuri de platforme educaționale, 8 tipuri de table interactive online, cel puțin 9 tipuri de procesoare de texte online și 30 de multe altele. Eu le-am citit chiar, m-am mirat. De ce a fost nevoie de a utiliza așa un număr mare de instrumente?
la elaborarea portofoliilor electronice de studenților ar fi fost preferabil să utilizarea platformei de portofolii electronice Macara, care este integrat cu platforma Moodle. La utilizarea testelor statistice pe student și manuali, ipotezele verificate trebuie formulate în mod diferit, deoarece testul de student compară mediile eșantioanelor, iar testul manuali compară rangurile datelor din cele două eșantioane. Menționând testul de student, manifestă robustețe, asta e arătat în lucrare, doar într-un număr limitat de circunstanțe, și anume, variantele sunt egale, volumele eșantioanelor sunt egale, volumul fiecărui eșantion nu este mai mic de 25 și testele sunt bidirecționale. Și o observație mică la formularea sarcinilor de tip cheriche în teste, numărul elementelor de mulțimea dreaptă trebuie să depășească numărul elementelor acusării din stânga. Obiecțiile formulate nu reduc calitatea tezei, care reprezintă o valoare științifică și practică, care nu poate fi contestată. Teza reprezintă o lucrare cercetare științifică originală, o structură logică care îndemnă rezultatele teoretice și practice din domeniu, este realizată de către autoare la un nivel științific înalt. În textul lucrării sunt reflectate principalele rezultate ale cercetării virtuale, care pot fi calificate ca fiind contribuții științifice noi, constatări și concluzii ce generează direcții noi în cercetare didactică. Ținând cont de contribuțiile importante descrise în textul de doctor, recenzata apreciază că aceasta conține rezultate științifice de o valoare științifică, teoretică și practică semnificativă în domeniul științei educației. Teza corespunde cerințelor înaintate de Ana Cer, către tezele de doctor. Consider că doamna Ilona Popovici, autoarea tezii, merită să-i se acorde titlul de doctor în știința educației la specialitatea 532-02, didactica școlară. Mulțumim, domn profesor! Eu doar vroiam să concretizez, domn profesor, dacă îmi permiteți, dumneavoastră aveți în vedere despre numărul mare de instrumente care este prezentat la paginile 51-54? Da. La aceste pagini noi am prezentat doar exemple de aplicații de la fiecare tehnologie. Eu tot așa am crezut, dar din păcate, dumneavoastră, după ce prezentați respectivul instrument, mai scris, care au fost utilizate în experiment. Nu, mai... În multe cazuri e scris că voastră le-ați utilizat asta și numerat. Deci, ca platformă educațională s-a utilizat doar Moodle, ele sunt descrise la alte pagini. Ca table interactive au fost utilizate 4, dar sunt sarcini practice la care s-a dorit, s-a atins spre... studierea unui număr mai mare, de exemplu, la aplicațiile pentru prezentări electronice. S-a dorit studierea unui număr mai mare de instrumente pentru crearea acestor aplicații. La așa teme s-au dat sarcini de lucru în grup, unde studenților le-a fost prezentată o listă de instrumente, ei și-au ales din fiecare grup și-a ales 3 instrumente, le-a studiat, a realizat sarcina, după asta au făcut între grupurile între ele, au făcut și schimb de experiență ca să-și povestească facilități. Deci, atât. Mulțumim mult pentru apreciere și recomandări. Doamna Blava, vă rog, da? Da, eu de semne am elaborat literatul de analiză și atribuirea calificativelor tezei doctorului științei de educație, dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud și teza respectivă a fost supusă evaluării în urma bază mai multe acte, atât naționale cât și internaționale, din care aș menționa regulamentul de atribuire calificativelor tezelor de doctorat aprobat prin ordinul Ministerului Educației. Și alta importanță este procedura de evaluare a tezei de doctorat în cadrul Universității Pedagogice de Stat Mătreagă din Chișinău. În conformitate cu criteriul de evaluare a tezelor de doctorat în vederea atribuirii calificativelor stipulate, apreciem calitatea tezei după cum urmează. Așadar, noutatea și originalitatea lucrării.
De fapt, în era digitală, competența de comunicare digitală, care face parte din setul de competențe digitale, devine tot mai importantă pentru succesul atât personal cât și profesional a viitorilor specialiști. Dezvoltarea competenței de comunicare digitală permite instruiților să facă față provocărilor și oportunităților oferite din mediul online în continuă evoluție. Sondajele analizate de autoare în piesă referă clar situația referitoare la preferința de comunicare digitală a utilizatorilor din internet, în special a studenților. De asemenea, scoatem în evidență că majoritatea absolută a CFZ-urilor pedagogici din ultimul deceniu în domeniul utilizării tip în educație și în cadrul profesional au fost axate mai mult formare de dezvoltare competențelor digitale propriu zise și mai puțin formare de dezvoltare competenței de comunicare digitală. În baza analizei situației în domeniul de cercetare, autoarea identifică un șir de probleme nerezolvate sau rezolvate parțial. Voi numi câteva dintre ele. Una dintre ele este definirea unei definiții stricte a conceptului de competență și comunicare digitală, cât și a referilor praxologice, lipsa de modele pedagogice, dezvoltarea acestei competențe și metodologie de implementare a unor astfel de modele. Definirea cât mai exactă a competenței de comunicare digitală, ce trebuie să fie formată și dezvoltată în cadrul învățământului superior și nu doar stabilirea cât mai exactă a nivelului de complexitate, acestea în raport cu standardele profesionale și cele de verificare, precizarea tehnologiilor cloud care contribuie esențial la formarea și dezvoltarea competenței de comunicare digitală, dezvoltarea de metode didactice noi, de toate nivelul de digitalizare viitorilor profesii, devin sarcini prioritare a didactice învățământului superior. Prin urmare, problema de cercetare, scopul și obiectivele ei sunt absolut originale, cu idei inovative, tematica tezei este actuală, iar teza are un profund caracter interdisciplinar, bazându-se pe o sinergie a științelor educației, informației și tehnologiei informației. Calificativul acordat pentru criteriul 1 este excelent. Criteriul 2, suportul metodologic al lucrărilor. Dacă vorbim despre baza teoretică, deci teza este fundamentată pe concepte teoretice explicite, confirmate de practica pedagogiei învățământului superior în țară și peste hotare. Logica de mersul investigațional este una foarte bună, în baza analizei detaliate a multiplor abordări, privind definirea competenței în ansamblu, deci este bazată pe, deci să ține cont la definirea conceptului de competență de comunicare digitală, atât de noțiunea de competență în general, noțiunea de competență de comunicare în mediul non-virtual în contextul învățământului superior, și astfel să face o concluzie referitor la definiția competenței de comunicare digitală, care este bazată și ține cont de mai multe acte normative, cum este DIC.2.2, DIC.2 și așa mai departe. De asemenea, este vorba despre instrumentarul, așa, care este organizat într-o grilă a nivelurilor de deținere a competenței de comunicare digitală, așa, în care se conține descrierea desfășurată a cunoștințelor, capacităților, abilităților și atitudinilor necesare de fiecare nivel de descriptor. Grila este elaborat și conține 7 domenii de competență, adică structurate cu 8 niveluri și care are la bază taxonomia exuită a lui Bloom. Principalul rezultat al cercetării este modelul pedagogic de formare a competenței de comunicare digitală aplicând tehnologiile cloud. În model sunt valorificate tehnologiile cloud în educație pentru dezvoltarea și formarea competenței de comunicare la studenți în instituții de învățământ superior. Iar inițial, autoarea identifică un set destul de larg de tehnologii cloud necesare pentru formarea și dezvoltarea acestei competențe, așa, accentul fiind pus pe tehnologiile cloud gratuite. Funcționalitatea și eficiența modelului și metodologiei elaborate de autoare rezultă pe mai multe dimensiuni. Eu nu o să dau citit la toate, voi numi doar câteva. Deci include toate etapele procesului educațional,
Forma de livrare a instruirii implică instruirea mixtă bazată pe modelul învățării inversate, combină sesiuni de face-to-face, adică cu elemente de e-learning. Și evident este vorba despre efectul produs de acest model. O contribuție semnificativă a cercetării constă în faptul că autorul a elaborat în detaliu metodologia implementării modelului propus, metodologii fundamentate pe educație centrată și cel instruit și axat competențe, modelul de învățare inversată, individualizarea învățării, accesibilitatea conținutului de învățare și participării active și conștientă a instruiților în procesul de instruire, cât și asigurarea unui feedback calitativ, luând la bază metode de învățare active. Tehnologiile digitale care au fost utilizate în procesul de implementare a modelului pedagogic elaborat de autoare sunt grupate în hardware, software, tehnologii cloud, sincronie, asincronie și tehnologii cloud pentru colaborare. Dacă vorbim despre abordarea experimentală, în teză, rezultate teoretice obținute de autoare au fost supuse validării prin experiment pedagogic realizat la 4 universități și include 411 subiecte. În opinia referentului, experimentul pedagogic realizat corespunde în deplină măsură cerințelor și metodologiilor moderne ale științelor educației. Prelucrarea datelor experimentale și metodele utilizate de autoare pentru prelucrarea datelor experimentului pedagogic se bazează pe criterii statistici de verificare a ipotezilor și sunt suficiente pentru fundamentare exhaustivă și originară a concluziilor lucrărilor. Pe ansamblu, scopul și obiectivele cercetării sunt clar definite, iar conținutul tezei indică o abordare creativă, o stăpânire deplină a metodelor de cercetare, o abordare sistemică bazată pe ultimele realizări ale pedagogiei învățământului superior. Calificativul acordat pentru criteriul 2 este excelență. Așa, criteriul 3, relevanța științifică a rezultatelor. În opinia referentului, principalele rezultate ale cercetării, ele au fost prezentate. Deci este vorba despre sintetizarea noțiunii de competență de comunicare digitală, condițiile pedagogice care sunt necesare pentru dezvoltarea acestei competențe, instrumentarul de măsurare a competenței, modelul și metodologie pedagogică, metodologie de implementare a modelului pedagogic și colecția de materiale. Noutatea și originalitatea acestor rezultate este conformată prin rezultatele analizei comparate a studiului din domeniu până la demararea cercetării și după realizarea ei. Toate rezultatele lucrării sunt descrise clar și concis. Rezultatele tezei reprezintă o contribuție de valoare atât la scară națională cât și internațională. În același timp, rezultatele experimentului pedagogic și informațiile referitoare la implementarea modelului pedagogic propus de autoarea tezei în patru instituții de învățământ și pun în evidență contribuțiile cu caracter al aplicativ al lucrării, și anume produsele curriculare și recomandările privind modernizarea și optimizarea procesului de dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin diverse tehnologii cloud. Concluziile fiecărui capitol derivă în mod direct de rezultatele investigațiilor teoretice și experimentale efectuate de autoare. În concluzii, din cauză, sunt puse în evidență atât contribuția personală a autoarei, cât și avantajele modelului didactic și metodologiei de implementare a acestui. Calificativul acordat este excelent. Așa, criteriul 4. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Aici vă spun foarte succint. Deci, lucrarea reprezintă un tot unitar. Este o cercetare finalizată în conținutul tezei de doctor. Da, deci conținutul tezei de doctor oferă o imagine clară asupra activităților de cercetare, desfășurate în cadrul problematicii acordate. Eu am aici o mică obiecție, că consider că volumul anexelor inclus în teză este destul de mare. Deci unul de ele, în opinia mea, puteau să fie excluse. Dar pe de altă parte, ați făcut o favoare pentru cei care să citească, să iei de acolo, deci nota moșul se poate citi. Calificativul acordat este foarte bine. Respectarea eticii deontologiei profesionale se respectă calificativul excelent.
Criteriul 6. Calitatea prezentării tezei. Calificativul acordat foarte bine. Publicarea în ediții științifici, prezentarea la conferințe științifice. Eu nu o să mă repet, a vorbit și doamna secretar și dumneavoastră, deci se respectă calificativul acordat, este foarte bine. Concluzii. Consider că teza de doctor elaborată de doamna Ilona Popovici se înscrie într-un domeniu actual al științelor educației, cu importante implicații practice, are o valoare științifică și praxeologică, praxeologică înaltă, aduce contribuții importante, originale, formate dintr-un nou model didactic, o metodologie originală de implementare a acestuia și de noi produse curriculare destinate formării și dezvoltării competenței de comunicare digitală ale viitorilor absolvenți a învățământului superior prin utilizarea tehnologiilor cloud, care demonstrează că doamna Popovici s-a afirmat ca un bun cercetător în domeniul didactic și informatic. Teza corespunde tuturor rigorilor impuse de actele regulatorii privind perfectarea tezelor de doctor ale Republicii Moldova, iar autoarea merită să îi confere titlul de doctor în știința de educație la specialitatea 5202 didactica școlară și trebuie și disciplină de învățământ. Mulțumim, da. Mulțumim mult pentru apreciere și recomandările primite pe parcurs. Mulțumesc! Conform regulamentului, în situația când unul de referenții oficiali este lipsă, atunci se poate da știri avizului elaborat de el. În cazul dat, o să rog pe doamna Maria Pagos să dea știri avizului scrisii către domnul profesor Ilegu. Da, mulțumesc, domnul ședinte. Lipsește motiva. Da, lipsește motiva. Regulat de analiză la teza de doctor în științele educației, doamna Ivana Popovici, cu tema dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. Digitalizarea domeniului de activitate umană a generat o serie de procese evoluționare de modernizare, inclusiv focusate pe transferul comunicării în mediul online și modificarea stilului comunicării. Pentru că educația se poate face față acestor schimbări, este esențial ca formarea inițială a rigurilor specialiști să includă activități pentru dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți. Această competență este esențială și este recunoscută de politicile educaționale la nivel internațional și național. Scopul investigațiilor descrise în actuala teză de doctor constă în fundamentare teoretică, în elaborarea și validarea experimentală în model pedagogic de dezvoltare eficientă a competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. La capitolul scop metodologic, domnul profesor scrie că metodologia cercetării aplicată de educare este solid fundamentată, inclusiv metode teoretice, experimentale și de analiză. Această abordare metodologică rigoroasă consolidează validitatea rezultatelor obținute și contribuie la credibilitatea lucrărilor. Realitatea se tratează în introducere, trei capitole, concluzii generale și include 241 discursuri bibliografice. Rezultatele obținute au fost publicate în 6 articole în revistă categoria BSC și 26 la conferințe științifice. Programa cercetării constă în a identifica fundamente teoretice și axiologice ale utilizării tehnologiilor cloud care contribuie la dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți. Printr-o analiză rigoroasă a literaturii de specialitate, autorul a reușit să determine stadiul actual al cercetării domeniu, să identifice elementele structurale ale competenței digitale, cele 7 domenii de competențe de comunicare digitală structurate pe 8 niveluri de deținere pentru măsurarea nivelului de competență. În vederea elaborării modelului pedagogic și alinierea acestuia la cerințele actuale, cercetătoarea a indicat cele mai eficiente tehnologii, strategii interactive, metode didactice moderne, centrale pe student, pentru a dezvolta competențe de comunicare digitală. Datele teoretice și o pozitivitate prin realizarea unui experiment pedagogic și prin aplicarea unor teste statistice precum test student și anumite, mărimea indicatorului DLESH și indicatorul R au demonstrat efectul puternic produs ca urmare a implementării modelului pedagogic elaborat și a metodologiei propuse asupra performanței și nivelul de deținere a competenței de comunicare digitală a subiectelor din ieșit în fond experimental. Autoarea tezei de doctor a demonstrat o bună înțelegere a prezentei cercetări științifice, reușind să atingă scopul obiectivele stabilite și să soluționeze problema de cercetare. La capitolul noutate științifică și originalitate, domnul profesor menționează că lucrarea se distinge pentru abordarea autentică a importanței competenței de comunicare digitală într-o societate în continuă transformare digitală. Se evidențiază aspecte inovatoare legate de dezvoltarea competenței comunicare digitală, formarea inițială specialiștilor din diverse domenii, subliniind eficiența metodelor pedagogice utilizate. De asemenea, identificarea limitelor rezultatelor obținute și propunerile practice formulate aduc concluzii originalitate și relevanță lucrării.
În principal, ea rezidă formularea teoretică didactică, conceptul fundamental exprimat prin sintetizarea noțiunilor competențe de comunicare digitală și identificarea elementelor ei structurale. Instrumentarul de măsurare, de obținerea acestei competențe, principiile pedagogice, dezvoltarea de factorilor, ce influențează semnificativ procesul de dezvoltare acestei competențe și tehnologiilor clau de eficiență pentru dezvoltarea acestora. Elaborarea modelului de dezvoltare competenței comunicării digitale pentru studenți prin utilizarea tehnologiilor clau. Elaborarea metodologiei de implementare a modelului pedagogic de dezvoltare competenței comunicării digitale la studenți prin utilizarea tehnologiilor cloud, fundamentată pe modelul învățării inversate, strategii interactive, metode didactice moderne, centrate pe student și orientate spre dezvoltarea competenței de comunicare digitală. La capitolul relevanță științifică a rezultatelor se menționează rezultatele obținute în cadrul cercetării aduc contribuții semnificative în domeniul competențelor digitale și de comunicare. Autoarea a subliniat importanța dezvoltării acestei competențe în formarea inițială a specialiștilor, oferind recomandări practice pentru implementarea modelului pedagogic elaborat. Aceste rezultate relevante pot influența procesul de învățare și formare a individului în era digitală. Conținutul tezei este clar, coerent și accesibil, facilitând înțelegerea și interpretarea informațiilor prezentate. Structura logică a lucrării, precum și detalierea metodelor și rezultatelor, reflectă profesionalismul autoarei și atenția acordată asupra aspectelor tehnice. De asemenea, utilizarea referințelor bibliografice relevante consolidează complementarea teoretică cercetării. Au fost identificate câteva greșeli gramaticale și investigările ele nu subliniază importanța rezultatelor obținute. Teza respectă standardele etice și deontologice în cercetare, se atestă o transparență clară în prezentarea rezultatelor și metodologiei utilizate. Autorii menționează limitele cercetării și propune recomandări practice în concordanță cu cerințele și exigențele educației actuale. La capitolul publicării în ediții științifice, autorii tezei au demonstrat un angajament semnificativ față de tema sa de cercetare, publicând în 6 revizii științifice acreditate despre diverse aspecte de procesul de dezvoltare, competențe de comunicare digitală, prin tehnologie cloud. Au participat cu diferite comunicări la tema tezei, la peste 20 conferințe științifice relevante, dintre care 9 internaționale. De cele expuse, concluzionez că teza de doctor, dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud, elaborată de Ilona Popovici, este bine conceput, expusă logic, conține rezultate științifice originale, care pot fi aplicate în practică educațională pentru a îmbunătăți competențe de comunicare digitală la studenți. Teza corespunde cerințelor stipulate de către ANCEC și autoarea Ilona Popovici merită conferirea gradului științific de doctor în științe educației la specialitate în 15. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnului profesor, pentru înaltă apreciere. Îi doresc multă sănătate și însănătoșire cât mai grabnic. Mulțumim. Da, mulțumim. Stimate domnule președinte, stimați experți, membri ai comunității, stimați invitați, ascultători, participanți, eu am scris un aviz, chiar bine sunt și comunicători, nu pot să scriu un aviz negativ, dar nu s-a fost mai mult detate. Avizul este pozitiv, dar m-am gândit că esența pe care o am aviz, o știu să o expun un pic altfel acum, și zic așa, inițial a fost ideea să folosim tehnologii cloud pentru a verifica dacă ele pot spori dezvoltarea competenței în comunicare, dar acest obiectiv a fost prea nevoios și riscat să ne aducă dezamăgire. Totuși, competența de comunicare este ceva foarte mult de cercetat. Am constatat că multă lume și-a migrat comunicarea în digitale, unii au făcut-o anevoios, alții rapid, dar cu efecte negative asupra efectului activități proprii. Degradarea din obiectivii și a exprimării coerente, uciderea proprii vorbânduri, diminuarea timpului de a opera matematic, etc. Apărut o întrebare, cum putem îmbunătăți competența de comunicare digitală fără a investi resurse considerabile, inclusiv resurse de timp și bani? Aceasta din urmă generează alte întrebări. Dar ce este competența de comunicare digitală? Cum o măsurăm? Care este relația ei cu competențele digitale? Ce instrumente ar putea ajuta la dezvoltarea acestei competențe? Există interes, deci și sens științific, dar și social-economic pentru această competență. Sunt careva investigații realizate la subiectul competenței de comunicare digitală. Au urmat 6 ani de muncă asiduă, căutări, analize, ipoteze, consultări, experimente, consultări, demonstrații, prezentări și expertizări, la seminare, la ședințe extinse ale caterii, la conferințe, la workshop-uri, însoțite fiind și anumite probleme, puteam să vedeți numărul de studenți care să ajungă. Ce s-a obținut? S-a obținut un rezultat științific atât de plăcut, în opinia mea,
reflectat în modelul pedagogic, inclusiv metodologia prezentat, atât de eficient încât a trebuit, ce sunt până acum, să-mi simt mai destul de înfrânt. Acest model, trebuie să observăm, că nu necesită timp separat pentru dezvoltarea competenței de comunicare și altă. Ce să face? Livrând cursul de tehnologie informațională și de comunicare la studenți, utilizând tehnologie cloud, descris de modelul și metodologia prezentată de doamna Popovici, comparativ cu predarea și livrarea tradițională a acestui curs. Și aici eu așa menționa aceste avantaje. Crește eficiența dezvoltării competenței comunicare digitală fără a diminua celelalte dimensiuni ale competenței digitale, adică subiectelor de învățat din cursul respectiv, la dimpotrivă și de impresie. 2. Fortificând efectul pozitiv al formării abilităților de colaborare studenților, crearea, editarea în comun și partajarea sunt operațiile care prevalează în modelul propus de doamna Popovici. 3. Contribuim la formarea de primilor de asigurare a securității informațiilor. Atât Google, cât și Office 365 de exemplu, da? Care sunt exemple, Oșicalto, incorporate instrumente antivirus sincronizate cu operații de salvare și știri pe lucrare, transmitere la fel. 4. Economisim resurse pentru software, pentru că, după cum am spus, am făcut accent pe, s-a făcut accent pe pachetele gratuite. Extindem capacitățile aplicațiilor subiectelor învățării. De exemplu, Google Sheets are unele instrumente pe care Excel nu le are. Dar acolo îi găsim. Extindem tipuri de conținuturi informaționale pe care le putem comunica, transmite. De exemplu, metafore de grafice, în care un paragraf întreg poți să incluzi într-o metaforă grafică. Concluzii, care reflectă și concluzii din avizul pe care din timp am găsit și doctorat. Rezultatele de teză sunt noi, sunt importante. Modelul este foarte bun. Modelul necesită și trebuie desemnat. Altă concluzie ar fi că doamna Popovici este un cercetător afirmat, tânăr tenace, care trebuie exploatat în proiect. Trebuie exploatat și va fi exploatat. Doamna Popovici merită timpul de doctor și să răzbunță. Și în un post-script, un mic, cred că mi se permite. Eu sunt un niște împăcat cu tânărul, doar chiar mândru că toți doctoranții mei, doctor în știință, ca sunt doctor în știință, și de acum încolo cred și bun aspect, sunt cercetori activi, într-o continuă ascensiune, furnizori de inovații, implicați în proiecte internaționale și naționale cu impact social, că ei contribuie la promovarea imaginii și prosperarea țării noastre prin cursuri noi de stat, prin cursuri pentru învățământul general, de educație, prin cursuri opționale în învățământ general, prin expertizări la minister, prin predări în universități din afara țării, și stagenii sau și așa mai departe. Mulțumesc pentru atenție și pentru atenție. Da, mulțumim! Aveți pretenții? Nu, pretenții nu am, nu pot să am. Vă sunt foarte recunoscătoare pentru... Păi pentru tot suportul... La urmă spuneți, acum vă referiți că mi-ați văzut la ceea ce a spus... A, nu, dar pretenții... Dar poate să vă expatez în mine în foie. De acord. Ok. Bine, mulțumim. O să permiteți să spun și eu câteva cuvinte vis-a-vis de teza dată. Într-adevăr, teza respectivă abordează o problemă actuală, o problemă care devine din ce în ce mai abordată de către diferite instituții de stat, atât în domeniul educației, cât și în domeniul securității, în domeniul militar și așa mai departe. În aceste conferințe, evident, pretendentul a făcut o incursiune în ceea ce s-a realizat. O incursiune, a spun eu, destul de inteligentă, s-a documentat, a scos în evidență foarte multe idei noi, atât, mă rog, din spațiul nostru, cât și din alte spații, abordate de către alți cercetători și a reușit să structureze lucrarea bine din punctul meu de vedere, e destul de echilibrată. A scos în evidență anumite ceea ce consider important. Pentru mine a fost destul de... a fost o surpriză atunci când fac la cei șase domenii
competențe de comunicare digitală a apărut sau 7 ani. Și era foarte logic în domeniul, dar s-a dat dovadă că s-a documentat destul de corect, a văzut care este interdependența și nimeni nu poate spune că anumită competența care ține securitatea este al 7-lea, nu are loc pentru a este la 6. Și asta e, cred că e o idee bună. Noi dorim ca fiecare doctorat să poate găsească ceva nou care să dea o abordare nouă. Totodată, după ce am discutat la cadrul catedrei al prezentarea respectivă teza, da, s-a făcut îmbunătățări considerabile. Evident, aici, dacă se referim la experiment, sunt chestii bine puse la punct, bazat la anumite obiecții, care eu cred că o să le puncteze în situația când el te interesează, dar dacă nu interesează, vreau că așa mi-a spus mie când am spus de candidat cum era, dacă te interesează, eu ți-am dat cum să demonstrează teorema asta mai scurt. Dar dacă nu, atunci mergi mai departe. Mergi la teză și mai departe cu biserii și vrei. Și faptul că au fost implicați atâția, de la circa 400 studenți, este de parte bine. Dar de altă parte, des noi ne merim în situație când cei care nimic nu ce se ocupă de didactică, nu prea au atâția studenți. Și, evident, aici ar trebui o alte modalități. Eu cred că tot și nu 400, dar dacă s-au insistat pe anume pe studenți din 4 instituții, bine, aici trebuie foarte atent în situația când poate să producă anumite scăpări în realizarea experimentului. Și ca să vin cu anumite observații care vin din perspectiva că te interesează mai departe, ai să lucrezi în domeniul cercetării și trebuie luat în considerare. Când s-au identificat variabile independente, una din cele două, din cele trei care au fost scoase în evidență, este nivelul de pregătire a studenților. Și aici spune accentul pe faptul că, unul, sunt la aceeași curs, anul întâi, sunt de la aceeași formă de învățare, frecvență redusă sau așa, sau același nivel de pregătire. Iată aici am văzut chestii discutabile și nu sunt complet de acord. Ce înseamnă același nivel de pregătire? În primul rând, studenții au multe din grade medii, din mediul urban, mediul rural. În al doilea rând, unii sunt în bac până la informatic, altul nu sunt. În al treilea rând, au un bac mai avansat, au un nivel, o notă mai avansată, au bac la alții nu. Și în al patrulea rând, îi poate fi la diferite specialități. Fiindcă aici, am zis că eu nu văd specialitatea respectivă, nu sunt foarte evident specialitățile. Dar nu poate fi toți parțiuri la aceeași specialitate. Și acestea este patru argumente care eu le punctez, cred că dau de înțeles că e afirmația precum că nivelul pregătirii a studenților este același. Chiar să tratăm ca variabilă independentă, arăză că e foarte greu să fiu de acord. Dar oricum, arăză că în cheia asta, mai sunt încă niște observații, dar asta o să fie, arăză că ulterior, dacă te interesează, putem discuta, dacă nu, închidem subiectul. O altă observație ține de, arăză că, formularea problemei rezolvate. Formularea problemei rezolvate conform ghidul acel care nu este anulat, are trei componente. Deci, anume, văd toate trei. Al doilea moment. Atunci când a fost formulat problema în cercetare, scrie foarte clar identificarea și fundamentarea teoretice și praxeologice a utilizării tehnologiei clave. La problema rezolvată apare optimizarea procesul de dezvoltare a cercetării. Optimizarea respectivă nu a fost nici într-o concluzie, capitolul 1, capitolul 3, ce a apărut. Optimizarea din și perspectivă. Optimizarea din perspectiva timpului,
Da. Care sunt criterii care s-au scos în evidență? Iată, niște chestii la care ar trebui, cred, să meditezi, nu numai cât să răspunzi acum, să găsești, vă zic, o soluție optimă pentru. Mai departe, însuși denumirea abrigatura care ține de model are 8 litere. Bine, autoarea nu e fa să numească. E cam complicat, de exemplu, să le pronunță toate vorbe așa deodată. Cred că ar trebui să văzut când trece la abrevier, să fie niște chestii foarte clare, care ușor se curează în greță și foarte pot fi comunicate. În casă tot e vorba de comunicare și comunicarea prin niște simboluri care nu e legătură între dansele, e cam dificilă. Acum trec la rezumat, fiindcă rezumatul tot este o chestiune importantă care ține de analiză. Rezumatul conține toate aceste trei capitole, dar eu am zis, este un pic dezechilibrat. Mai mult atenție se acordă capitolul 3, mai sunt atenție capitolul 2. În introducere, eu văd numai, vă zic, referință la, da, se fac referință la documentele Uniunii Europene, dar mai puțin se face referință la savanții din Est și nici unul din spațiul nostru, cât și din Uniunea Europeană. Spus faptul că sunt lucrări de o singură pagină. Bine, eu nu mi-am că ele pot fi geniale, dar că nu totdeauna trebuie lucrurile respectivă în considerare. În rest, sunt de acord cu domnul profesor Cavacă, sunt foarte multe instrumentarii destul de complex. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, un pic apasă pentru cei care ar dori nemijlocit să preia modelul și să-l implementeze. Toate acestea fiind spuse, nu diminuează importanța lucrării. Consider că doamna Popovici este un cercetător format, a lucrat destul de mult, 6 ani, și evident că din perspectiva asta are toată susținerea și lucrarea care o prezintă corespunde tuturor cerințelor privind scrierea unui teze de doctor, iar avea în mijlocet, până îndoială, merită titlul de doctor în științe pedagogice la specialitatea solicitată. Da? Mulțumesc! Mulțumesc mult! Stimați colegi, am finalizat și etapa respectivă. O să-i ofer cu... Poftim? Da, Maria, te rugăm. Și totodată am să te rog să vorbești și lista avizurilor. Da. Cred că cel mai complicat să fie și la urmă, după ce ați citat, totul este clar. La capitolul 9, parte și originalitatea lucrării, am apreciat lucrarea pe excelent, pentru că, într-adevăr, tematica este foarte actuală. Deci, regulile de gramatică, de stilistică, de etichetă, de comunicare obișnuită au trecut în comunicare digitală, deci acestea nu sunt anulate, pentru că mai trebuie format această competență. Este destul de evident acest lucru. La capitolul scopul metodologic al lucrării, de asemenea, am făcut lucrare pe excelent, pentru că, într-adevăr, este foarte bine structurată pieza, este plauzibil faptul că dumneavoastră orice concept care l-am analizat, la sfârșit numai decât veniți cu opinia proprie, cu o definiție generalizată, deși se crede că aveți o cultură a cercetării, mai este tot formulat foarte bine de concepte. La capitolul relevanța științifică, rezultatelor de asemenea am apreciat pe excelent, pentru că rezultatele sunt foarte bune, modelul este actual, deci l-ați caracterizat bine, l-ați comparat cu alte modele, ați venit cu instrumentele acestea de măsurare destul de interesante, împărțite pe categorii, pe nivele, ați definit și structura competenței digitale la nivel de cunoștințe, aptitudini și atitudini, prin urmare, este excelent lucrare și acest capitol. La capitolul redactare tesei și a conținutului tehnic,
trebuie clarificativ foarte bine, pentru că da, este foarte bună, bine argumentată, se respectă cerințele ANACEC și structura și volumul. Biografia este perfectată corect, deci am văzut doar un titlu în care câțiva autori au văzut lucruri germanice. Restul este, mie mi s-a făcut foarte bine, că se trebuie de alte bagaje. Mai sunt unii veni acolo, ale unde nu s-a prădat bine, dar asta este neesențial. Rezultatele verificării tezei la similitudine nu a tezei granitice de plagiat, prin urmare, la capitolul respectarea eticii de deontologie, iarăși v-ați descurcat excelent. La capitolul publicarea în ediții științifice, de asemenea, v-ați explicat foarte bine, aveți suficiente publicații, depășit cu mult cele 5 publicații recomandate, cele 6 articole sunt în reviste diferite, deci totul este în regulă, conform cerințelor ANACEC. Iar conform regulamentului de atribuire calificativelor tezei, din păcate nu putem spune un calificativ excelent dacă la capitolul publicare avem foarte bine. Pentru că, în general, teza este apreciat foarte bine. Observații. Produsele elaborate de sunt și produse extraordinare. Mi-a plăcut extraordinar de mult cum ați apreciat nivelul de competență digitală și acele chestionare și cum ați împărțit categorii. Deci, cred că lucrul ăsta se putea integrat un pic în modul, un pic de model, scuzați. De extens model și apoi de arătate, dar nu cum ați măsurat competența. La concluzie, la capitolul 2, sunt mai mult constatative, se putea un pic mai clar de făcut aceste concluzii. Printre obiective la experimentul pedagogic, aveți un șir de obiective foarte bine împărțit pe detaliile experimentului. Am văzut că la început ați măsurat nivelul competenței digitale și cele de comunicare digitală, dar nu ați menționat cu obiectiv. Lucrul să l-ați făcut, dar nu trebuie menționat. Ei, nu știu, figura 3.1 în care aveți o captură de ecran la bază, dar mi se pare că nu era, nu cred că avea loc aici în cercetare. Unele tabele cu rezultate cercetării la testul TES și la testul anumitnic au titlu și în engleză și în română. Deci ori toate în engleză, ori toate în română. Așa și, după cum ai zis, unele greșeli menori, nu sunt esențiale. Prin urmare, în temeiul celor expuse, teza doamnei Ilona Popovici și titlul dezvoltare competenței comunicare digitală și în utilizarea tehnologiilor cloud este o lucrare definitivată, argumentată, perfectată, în virtutea cerințelor documentelor naționale cu privire la structura și conținutul noastră de lucrări și se apreciază pentru calificativul foarte bine. Și se recomandă conferirea de doctor în științele educației doamnei Ilona Popovici la Societatea 5320. Da, mulțumim mult. De asemenea, aș vrea să spun că, da, la teză au parvenit 9 avize, deci foarte bogat recenzat avizul, rezumatul tezei. Primul aviz este a doamnei Guraș Cotică, doctor habilitat în Universitatea de Stradă Moldova, care a dat un aviz pozitiv, voi da citire doar concluzii. Conform expertizei pedagogice realizate, și evidențiat prin argument științific și în rezultat, recomandăm conferirea titlului științific de doctor în științele educației doamnei Ilona Popovici, adresat de citări doamnei, conducătorul științei și întregii comunități academice. Un alt aviz este a doamnei Cristescu Marian, domnului Cristescu Marian Pompiriu, doctor habilitat profesor în Universitatea Lucian Blaga, da, Lucian Blaga din Sibiu. Mie lui spune că, în considerație limitele inovatoare și contribuțiile personale realitare în domeniul abordat, prezentate rezumatul tezei și volumul și relevanța biografiei studiatele, modalitățile de semnare rezultatelor, modul de structurare logic și coerentă a tezei, argumentația științifică și rezultatele obținute, consider că autoarea cercetării doamnei Ilona Popovici merită pe deplin să se atribuie titlul științific de doctor în științe educației la Societatea 5320. Un alt aviz este a doamnei Adriana Nicu, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care concluzionează că rezumatul tezei doctor în științele educației a doamnei Ilona Popovici conține date susținute statistic, demonstrează eficiența primătării modelului pedagogic, ceea ce determină că doamna Popovici merită să-i se conferte cu științific de doctor în științele educației. Un alt aviz este doamnei Diana Bârclet, la Universitatea de Stat Bogdan Petrucei Cătredinca, Hull. Dumnezeu ei menționează contribuțiile importante regăsite în rezumatul tezei și corectitudinii elaborării cu calitate curilor de stabilite. Consider că autoarea cercetării merită să se contribuie, să se atribuie de doctor în științe educației.
A visul doamnei Viricova Tatiana de la Universitatea de Stat din Comrat de semnist pozitiv și ea și recomandă da, să se atribuie cu științe de doctor științe educației. Un alt aviz este doamnei Snejana Bujucată Lucian, Universitatea Pedagogică Creandu, un aviz pozitiv care recomandă atribuirea cu științele de doctor științe educației. Un alt aviz este domnul Silviu Gâncu de la Ministerul Educației, Direcția Politicii în domeniul educației profesional-tehnice, având în vedere contribuțiile importante regăsite în rezumatul chestii și cu atitudinea elaborării potențialului bolii stabilite, consideră că autoarea Ilona Popov și Nerții se conferă titlul de doctor în științele educației. Și ultimul aviz este a doamnei Mihăiescu Natalia, de la Universitatea de Stat în Cahul, care menționează de asemenea că consider că meritați să fie titlul de doctor în științele educației. Vă mulțumim! Mulțumim mult pentru citirea avizelor respective. La următoare etapă, vreau să că absolut toți cei care sunt prezenți poate să vină cu un cuvânt, cu analiză, cu comentarii, cu observații, cu sugestii și așa mai departe. Vă rugăm! Deci, cum domnul Florea, care are acum 80 de ani, eram actori cum sunt un student. Sunt procent, aștept numai ca auditoria. Bine, dacă nu sunt, atunci vă zic că eu să rog cu toți membrii comisiei să mergem noi numai sau rămânem aici să vedem. Decizia Comisiei de Studii Republica Tezei Doctoratului din Săpărerea Titlul Științific. 15 mai 2024. În temeiul examinării tezei de doctorat, Comisia de Studii Republică, aprobată prin Ordin numărul 39 din 28 februarie 2024, a decis 1. A conferit titlul științific de doctor în științe ale educației, domeniul științific, științe sociale și economice, doamnei Popovici Ilona, ca urmare a susținerii tezei de doctorat cu titlul dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiei cloud, calificativul obținut foarte bine. Felicitări. 2. A solicitat Senatul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă și nu aprobarea deciziei Comisiei de Studii Republică din data 15 mai 2024 în conferirea articolului. A transmis din demersul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă și nu către Agenția Națională de Asigurare Calității în Educație de Cercetare pentru confirmarea titlului respectiv. Felicitările noastre. Sperăm că aici de-abia începutul și așteptăm noi rezultate frumoase. Felicitări conducătorul științific și evident stilați să fie exploatat. Eu vă mulțumesc la toți membrii comisiei pentru recomandările utile, pentru că îmi amintesc prima variantă a tezei, așa cum a fost viziunea mea și ceea ce am obținut în rezultatul de toate recomandările care le-am primit de la voi. Este într-adevăr o diferență foarte mare, de asta vă mulțumesc de suflet, vă mulțumesc că ați venit astăzi și sunteți aici cu susținere și cuvinte, cu apreciere înalte. În deosebire vreau să-i mulțumesc conducătorului științific pentru toată răbdarea, pentru tot suportul acordat, pentru șuturile la timp. Pentru că 6 ani e mult, uneori mai lăsam și mâine jos și atunci Subrecov era mereu în spate și mi-a oferea suportul și susținerea. Deci vă mulțumesc, vă doresc sănătate la toți și mulțumim încă o dată. Da, mulțumim mult! Prin aceasta declar ședința de astăzi închisă.